patriotismu, do tego czasu na świecie. Autobus de nostru, nu s-a pare, a văzut un stâlp de lemn, efectiv, în drum, și s-a transportat pe mine sau nu. Ce știți? Eu știu doar din ce mi s-a spus. Eu am fost la Baia Mare, am înțeles că acel stâlp de lemn a căzut instant pe stradă, șoferul a tras stânga, de atunci din ce am vorbit cu el, o să nu-și mai amintește nimic, s-a oprit în copacul respectiv. Călătorii care au fost în față, cred că sunt cel mai îndreptățit să spună exact ce au văzut ei, pentru că au fost în autobuz. Știți cumva câte victime sunt? Șoferul și încă două persoane lovite un pic la față, ceva de genul. Șoferul, am înțeles că are dureri de cap. Unde merge? Unde trebuie să ajungă? La Cluj, cursă regulată, la 14 pornit din Baia Mare. Ce se întâmplă acum cu cei care au fost în autocar? Vine autobuz și preia și duce la Cluj. Ne ziceți numele dumneavoastră? Rad Gavril. Funcția? Reprezentant la Baia Mare. Șoferul de cât timp lucra pentru această firmă? De 4 ani și jumătate. Deci știa ruta, nu? Nu a avut niciun incident niciodată, foarte bun șofer. Ați fost mai în față și dumneavoastră? Nu, am fost mai către mijloc. Dacă eram în față... Am înțeles, dar ați văzut careva stâlpul când au căzut, efectiv. Nu, eu atunci mă trezeam când am simțit că lovește stâlpul. Doar după ce l-am lovit. S-a auzit ceva, dar nu... El înseamnă că a prins vârful stâlpului și o tot ce s-a vârful. Bă, nu ești, nu știu. Probabil, din vârful de nație l-a aruncat, nu știu. L-a prins, l-a luat. Stâlpul l-a prins, că atunci s-a spart pe parbrizul. Da? Deci stâlpul i-a căzut exact în momentul când el a venit. Practic a fost la locul nepotrivit, sau? Spuneți dumneavoastră dacă e altfel, din ce văd și eu. Stâlpul ăla, eventual, poate mergeți, vedeți, este un reprezentant al firmei cu stâlpii care este acolo. Vedeți, poate vă dau ei mai multe detalii de ce acest stâlp s-a învurdat în mijlocul drumului. Dar nu v-a zis șoferul, nu l-a agățat în vreo? Doamnă, șoferul e salvare. Am stat prea puțin de vorbă. Ce să-l agați? Cred și eu. Dacă l-a agăța cu ceva, nu-l lovea în față. Îl agăța, îl trăja după el, era altceva. Cum să-l agațe? Zic, cum e logic? Cum să agațe stâlpul? Nu, o căzut în fața lui, dacă l-a lovit. Da. În care s-a petrecut? Și ce ați auzit? Sau ce? Cum a fost? M-am trezit când a lovit stâlpul. Ne-am ținut bine pentru că a simțit impactul și după a primul șar și a mers în stânga și ne-am oprit direct în stâlp. V-a speriat? Ne-am speriat, dar băieții au deschis ușa din spate, au spart-o și am ieșit toți în siguranță afară. Și ceilalți pasageri, s-a băitat cineva de ceva, durea pe cineva? În afară de șofer mai erau vreo două persoane care erau cu sânge, dar nu cred că este extrem de grav și au dus ambulanța. Trebuie să ajungeți la Cluj? Da. Începe noul an universitar? Da. Thank you.
am lovit stâlpul ăla și după aia am vitruat șoferul atras stânga. Numai ne-am prins că am făcut accident. Cam câte victime sunt, știți cumva? Da. Care era un fapt? Era plin autobusul? Nu.